Am plecat la treabă. Astăzi voi avea foarte mult de muncă și foarte mult de furcă, pentru că trebuie să întindem niște sârme. Dar pe parcursul acestei zile vorbim, că am multe să vă spun. Bun ziua, Kiki! Tudo bem? Îl iubesc pe omul ăsta al meu. Bogăție avem aici. În fiecare zi strângem câte un castron de roșii. Mi se pare fantastic. E o mare bucurie. Primul lucru pe care îl fac dimineața, mănânc roșii. Direct aici, din grădină. Nespălate, nenimic. Haideți să pară cea mai plantată între timp. M-am pus niște semințe de pepene galben. Uitați cât de frumos au crescut. Foarte curiosă ce să iasă. Am dat peste un pepene galben foarte, foarte gustos, îmi aduce aminte de gustul din România și am vrut să încerc. Ia uitați cât de repede au prins. Sunt plantată de 2 zile, atât. În 2 zile așa au crescut. Vezi, unde ai fost puiule? Am mers la coral. Nu cred. Da. Ai văzut că l-am mușcat, nu? Nu! L-am mușcat un cățel. Cum adică? S-a bătut? Nu, ăla a venit mușcându-te Oscar și Oscar n-a făcut nimic. L-a atacat un câine, mama? Da. Ce câine? Unul negru, nu era mare, era mic. Doamne, mititelul meu, era Doamne! Și de-aia Oscar n-a vrut să-l... Doamne, Oscar, ce băiat bun ești, mă. Știi că de obicei cu câinii mari se bate foarte rău. Mm-hmm. Uf, pule. Oscar nu vrea să-l bată că era micuț și... Uf, dragul meu. Hai să avem puțină grijă de tine. Hai să-l spălăm. Oma, unde-i Gabriel? Ah, unde-i Gabriel? E pe șantier. E la muncă, fată. Da, la muncă. Mergem să-l ajutăm, ok? Ok. Ce face, Vitale? Bună dimineața, Gabriel! Dimineața, scumpete! Ce face băiatul meu? Bine. Am adus forțe proaspete. Arisone! Da! Ce-am făcut, Tache? Hai, vino cu acela, Tache! Ce mă bucur că mi-a adus băiatul. S-a adus băiatul, a zis, stai puțin că dacă te duci la pe șantier, vin să-l ajut pe tati. Da, bravo ta. Așa că, uite, forță proaspete. Auzi, iubire, dar tu nu ți-ai luat un tricou? Nu. Nu? Stai așa în soare? Da. Ok. Ia, uitați aici echipa de șoc. Echipa de șoc. Șoc. Deci, bon dia, Kiki. Tudo bem? Bem. Merge bine. Comanda! Muito bem! Da, muito bem! Uite, asta este primul, dar a trebuit să le luăm, să facem dreaptă. Ca a trebuit să o măsurăm de 70.000 de ori. Ca să o facem realmente, pătratul să fie pătrat. Până la diagonale, am măsurat diagonalele și până n-a dat totul exact, nu ne-am lăsat. Acum eram într-o mică muncă pauză. De japonez, domnule, muncă de japonez, câtă precizie! Câtă precizie, Gabriel! Da. Bravo, ia uitați! 90 de grade. Unghiu, perfect! E spontatia.
Pues no hay. No, esa no puede porque no hay. Primero esa de aquí. Ok. Merg să tăiem niște chestii. Că n-am ce să fac. Exact aici. Poate găsim și noi niște fructe. Suntem aici. Hai să încercăm să găsim niște fructe. Ok, ne-am intrat. Am putut să mă urc într-un copacel. Să încerc să merg până acolo. Mergem pe aici. Hai! Am căzut. Da, mai bine plec de aici. Și că sunt șerpi veninoși. Tatu, ce faci? Calcule, că nu dau, nu se pupă. Nu se pupă și trebuie să îi dau de cap ca să înțeleg ce facem aici. Că nenea asta știe, dar, na. Nu prea. Nu că nu prea, dar orice specialist mai încurc, eu știu. Am plecat după Ana. Pa! Ana are astăzi ore până la 12 și jumătate. Nu-mi place să întârzi, așa că haideți să mergem să o luăm de la școală. 12:30. Gata treaba cu construcția pe ziua de astăzi. Mergem forță, forță. Ciao, Kiki. Muito obrigado. Ciao. Nada, obrigado você. Nos vemos amanhã. Tranquilo. Ciao. Ciao. Omul ăsta e extraordinar de bun. Noi continuăm lucrările. Vom merge acum să mâncăm și să intrăm în ocean. Și după aia vorbim despre ceva că e interesant. Ia să vedem dacă mai pornește Mercedesul nostru. Bătrânica noastră frumoasă, ce stă aici la ea liniștită. Vreau să-i mai dau o pornire acum, să vedem. Sunt curios. Trebuie să-i punem pe direct, că încă nu i-am cumpărat contact. Să vedem. A pornit! A pornit bătrânica! Puța lui tati. Trebuie să-i cumpăr contactul și mă ocup de ea, să o mai iau la câteva drumuri, pentru că mi-e dor de ea. Doamne, cât am dormit noi aici înăuntru. Ce amintiri frumoase. Ia uitați ce au lucrat copiii. Bună, mami, făceam terapie. Ce terapie făceai, mami? Cu olivin. Da. Ce tip de terapie făceai? Care e a ta? Asta de să nu se stare argila mea. Doamne, mama e superb, mami. Lasă-o. Eu visez să... Uite, îmi place la ce la nebunie, mami. Eu visez să... Foarte drăguț. E că trebuia să fac ceva din poveste și trebuia făcut cu el. Foarte frumos. Îmi place foarte mult, mami. Hai. Bravo. Hai. Hello, I'm a person. Hey, Sal Chanel. Mommy. Mom. Hey, Hi. Hi, Abra. How are you today? Good. How's my fan club in Romania? I don't know. Do you want to send them a message, please? Hello, everybody. I miss you. I love you. I love your love in the comment section. This makes me so happy. Thank you, Abra. Ați văzut, da? Da, ce să mai zic? Ciao, Abra, we love you too! Ciao, kids! Hai, Ana, da, să facem mâncare. Ce vrei să facem mâncare? Vreau să cumpărăm ceva dulce. Ce vrei, Ana? Să cumpărăm ceva dulce. Ha. Ana, haide! Spune-mi cum a fost ziua ta azi.
Nu, 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 nu. A fost numai mie. Haide. A fost doar o mană. Am făcut desen. Un desen? Nu? Dar ce-ai făcut? Ana! Ce-ai făcut, mă? Doamne, știi ce-am făcut? Nu! Am făcut terapie de copil. Ce înseamnă terapie de copil? Eram în hamac și ducea Olivia și îmi dădea cărțile, zicea cum mă simt. Dădea cărțile rele și cărțile bune și zicea chestiile și eu ziceam că nu mă suportam că copiii ăștia mi-a zis tot timpul țipanurile. Ai făcut terapie cu Olivin. Gen, tu erai pacientul și Olivin era doamna psiholog, nu? Domnișoara psiholog. Și tu povesteai cum? Ce povesteai? Că nu mai poți să mai suporți țipetele copiilor mici. Da. O, mami, și chiar e pe bune? Da, e pe bune. Păi de ce țipă copiii mici? De ce idee? Păi ai întrebat și tu, mă, de ce țipați așa? Nu i-ai întrebat, a? Da, i-am zis să nu mai țipă și am început să țipă și mai rău. Am înțeles. Păi și doamna profesoară ce zice? Nimic! Nimic? Nimic! Adică e ok cu țipetele, nu? Da. Are răbdare cu ei. Da. Și altceva ce ai mai făcut? În afară să desenezi. Multe. Hai, mai spune. Bă, dar a fost ca tot timpul. Toate chestiile aia trebuie să repetăm tot timpul. Dar am jucat Among Us în viața reală. Ce e Among Us? Joc, cred că ei știu. Nu cred că știu, dar eu nu știu. Among Us, Among Us, prin că tu nu te joci jocuri. Among Us este un joc foarte frumos în viața reală. Dar noi ne-am jucat în viața reală. Am jucat fotbal. Și Ana a jucat fotbal. Păi... Și-a câștigat ca tot timpul. Ești foarte bună la fotbal, nu? Ia. Ronaldinho. Bravo, mami! Ia uitați ce culoare frumoasă are. Și lipelele astea mă aduc aminte de vremea copilăriei. Hai de mă, aduți aminte că ai aripi. Hai! Ha? Fuculița. Noi ne așezăm la masă. Ana a pregătit aici o mâncare delicioasă. Îți mulțumesc, Ana. Ia uitați ce... Doamne, nu-mi vine să cred cât de bine arată această mâncare. Deci avem avocado, ou prăjit cu ceapă, cartofi prăjiți, pâinică și salată. Mulțumesc, Ana. Ești un înger. O să avem parte, ia uitați. O să avem parte de un apus foarte epic. Merg pe plajă ca să... pun un timelapse, să vedem cum culorile acestui apus și să vedem cum răsare luna, pentru că va fi lună nouă. Lună plină. Va fi lună plină, să vedem cum răsare ea din apă. Și vreau să vă spun că sunt foarte fericit. Oi? Vreau să vă spun că sunt foarte fericit că m-am împăcat cu tata după un an de zile. Am vorbit pentru ca acest lucru să se întâmple. A participat și foarte puternic și boala lui, are un Alzheimer, nefiind lângă el nu-mi dau seama în ce grad, în ce stadiu este. Cert este că a devenit foarte haios, pune lucrurile din congelator în frigider și invers, în fine, el a început să-și găsească propria logică, e foarte drăguț. Este de eu sunt fericit că totuși am reluat legătura și chiar mă gândeam la chestia asta, că totuși memoria când joacă feste nu mai poți să te cerți cu nimeni. Dacă nu ai memorie, nu te poți certa, că cum face el.
În prima fază parcă a dat așa un pic să nu vorbească, să... dar și-a dat drumul repede, pentru că nu și-a adus aminte. Nu și-a adus aminte. Și foarte ok, foarte ok. Aris n-a ieșit din apă, iar oamenii de aici au spus că Luna va ieși într-o oră. Era ieșit pe zi, astăzi iese cu o oră mai întârziată, adică 6:30. E 5:30, e deja seară, dar ce să fac cu oră? Pe plajă, sigur. Vine și Carli. Ce faci, Carliț? Acasă? Păi da, da, iese într-o oră. A, la 6:32. Okay. Și este 5:30. Nu găsesc papucii. Nu știu. Eu fi mâncat iar una? Maybe. Mă gândeam că probabil când lumea nu avea ce face, adică când nu existau mall-uri, acest eveniment care era o dată pe lună, răsăritul lunii, cred că era ceva foarte spectaculos și lumea cred că comunica ceva de genul: ce faci astăzi? Păi cum ce să fac? Ai uitat? Ieșim să vedem luna. Nu? Nu știu, nu sunt de pe vremuri. Nu e, ea nu e de pe vremuri. Păi da, dar nu putem să ne folosim imaginația. Da, și tare. Da. Când nu existau zgrienori și clădirile nu erau atât de înalte și puteai să vezi luna, da. Era un eveniment pentru oameni, nu? Da. Și acest eveniment s-a pierdut. Pe de aici nu intră pe cine? Pe înscriși. Pe abonați? Ce? Da, pe abonați. Ce se intră? Dacă așa era pe vremuri, că... Da. Da. Așa era pe vremuri. Having a good time, having a bad day, yeah. A real good morning.